O instanță americană a făcut public inventarul detaliat al materialelor confiscate luna trecută de FBI în Florida, fostul președinte Donald Trump, relatează BBC. Lista aruncată arată că agenții FBI să au recuperat din reședința lui Donald Trump în aproximativ 1500 de documente, dintre care 10 de fișiere aveau eticheta clasificată, dar erau goale. Fostul președinte, cercetat în legătură cu gestionarea documentelor clasificate, neagă orice abatere de la reguli. Agenții au ridicat reședința privată a lui Donald Trump 33 de cutii de documente, inclusiv 10 de fișiere goale, dar marcate. În plus, de la oficiul Trump, au fost confiscate mai multe documente secrete și secrete stricte. Printre obiectele recuperate după căutarea fără precedent din 8 august, Mar-a-Lago, se numără 3 documente marcate ca confidențiale, 17 documente marcate ca secrete, 7 documente marcate ca fiind strict secrete, 43 de fișiere goale, dar care aveau o etichetă clasificată, 28 fișiere goale cu eticheta, pentru a fi returnate la Secretariatul Arhiva Adjunct Militar. Separat de decizia de discretizare luată vineri, judecătorul Aileen Cannon de la Curtea de District este de așteptat să declare o cerere a echipei legale a lui Donald Trump, care analizează curând documentele confiscate. De ce este cercetat Donald Trump? După ce au părăsit Casa Albă, la sfârșitul mandatului, președinții Statelor Unite trebuie să transfere toate documentele și e-mail-urile lor în arhivele naționale. În aceste condiții, Departamentul de Justiție suspectează că Donald Trump a adaptat documentele necorespunzătoare, ducându-le de la Casa Albă la proprietatea sa Mar-a-Lago, după ce a părăsit funcția în ianuarie 2021. Procurorii susțin că Donald Trump și avocații săi ascund sau elimină documentele ca parte a efortului de a obstrucționa investigarea. Fostul președinte a respins aceste declarații, susținând că a livrat deja toate documentele în posesia sa. Fostul președinte afirmă, de asemenea, că arhivele au rămas în siguranță, într-o cameră specială din Mar-a-Lago. Dar documentele disponibile pentru instanță confirmă informațiile anterioare că multe dintre documentele oficiale au fost amestecate cu efectele personale ale președintelui, inclusiv haine, cărți și ziare, spune BBC. Ce arată detectarea listei de documente?